doamnelor și domnilor, iată, după două săptămâni de absență, revenim la Alba TV în studioul Prieten de Familie. Sunt cu o familie numeroasă astăzi, o familie de tineri care au un rol foarte important în societatea civilă, acela de a asigura voluntariatul în multe, foarte multe din întâmplările frumoase sau mai puțin frumoase care se petrec la noi în județ. Cei care îi îndrumă, cei care le sunt alături, cei care i-au adunat în jurul lor în asociațiile pe care le patronează, sunt doi prieteni ai studiourilor Alba TV, doi oameni cu care am colaborat de-a lungul timpului. Ei sunt Flaviu Sava, student la teologie și principalul animator la ProTinerețe, Asociația ProTinerețe. Bine ai venit! Bună ziua, bine v-am găsit din nou! Și Dragoș Zaharia, politolog, dar care își împarte viața așa între două activități importante, aceea profesională, dar și în cadrul asociației Speromax. Bună ziua, bine v-am găsit! Bine ai revenit și tu la noi în studio. Voi sunteți împreună cu câțiva din tinerii care vă sunt aproape întotdeauna atunci când asociațiile au nevoie de prezența lor, au nevoie să ajute absolut voluntar în acțiunile pe care le întreprindeți de-a lungul anilor. Da, suntem aici cu unii din voluntarii asociațiilor noastre. Cred că Flavius îi cunoaște mult mai bine. Asta și poate să-i prezinte. Asta doar pentru că la noi în studio nu încap toți. Exact, că dacă ar trebui să aducem aici toți voluntarii din județul Alba, nu încăpeam în studio Alba TV. Păi hai, Flaviu, să-i prezentăm, pentru că ei chiar merită. Ei vin aici după o săptămână de activitate non-stop, pentru că tocmai astăzi se încheie Săptămâna Națională a Voluntariatului, despre care vom vorbi în cursul emisiunii. Dar mai întâi să-i prezentăm pe prietenii noștri. Da, am onoarea să avem alături patru voluntari implicați atât în asociația noastră ProTinerețe, dar nu numai, și voluntari la SMS Romax și alte asociații neguvernamentale din Alba Iulia. O să încep de la stânga cu Cristi Freșeru. E voluntar, unul dintre cei mai activi voluntari. Să-l lăsăm pe el să ne spună de când activează. De când activezi, Cristi? Bună ziua, sunt voluntar de aproximativ 2 ani de zile. Sunt voluntar și la ProTinerețe, și la Speromax, și la încă două asociații de voluntariat. Liga Studenților și Asociația Alumnii. Trebuie să spunem, stimați telespectatori, că cele două asociații sunt asociații non-profit și mai mult decât atât sunt asociații umanitare care ne sunt aproape și nouă și dumneavoastră, atât în momentele bune cât și în cele mai puțin bune, asta ca să nu se creadă că facem reclamă gratuită unor oameni care câștigă proiecte și sunt plini de bani. Colega ta? Bună ziua, mă numesc Amelia, sunt voluntar la Asociația ProTinerețe de aproximativ un an jumate. Ce te-a determinat să te apropii de această asociație sau de ce tocmai în această asociație? Păi, practic tot a început ca o joacă, printr-o campanie de promovare a voluntariatului la liceu, la HCC. Hai să spunem frumos cum se numește liceu. Eu vreau să vă spun că în emisiunea asta încerc întotdeauna să promovez limba română. Flaviu știe, el a mai fost la mine în emisiuni și știe. Nu cred că termenii englezești vor avea viitor, așa cum nici cei franțuzești din perioada interbelică n-au avut viitor decât în scenetele lui Caragiale în care noi râdem copios, și nici nu cred că aceste prescurtări dincolo de nivelul adolescentin vor mai persista în limbajul vostru al tinerilor. Deci la Colegiul Național Horea Cloșca și Crișan din Alba Iulia. Da, din Alba Iulia. Trebuie să specificăm, pentru că emisiunea noastră ajunge în toate colțurile județului și chiar și puțin peste granițele județului Alba. Și de aceea eu sunt foarte mândră, pentru că și eu am terminat același colegiu ca și tine și vreau să știți cei din Bihor și cei din Sibiu și cei din Cluj și cei din Mureș că există acest colegiu în Alba Iulia și este chiar un colegiu de marcă. Da. Mergem mai departe. Bună ziua și bine v-am găsit! Mă numesc Andrei Precupescu, sunt voluntar în Asociația ProTinerețe de aproximativ un an și am aflat dintr-o coincidență, vorbind cu un prieten, cu un coleg, și ulterior am luat parte la ședințe, la întâlniri, am văzut un mediu prielnic în asociație, oameni prietenoși și astfel am hotărât treabă să mă serioasă, implic mai mult. Treabă serioasă, dacă aveți și ședințe, întâlniri de lucru, treabă serioasă. Da. Ești Alba Iulia? Da, sunt deși din Alba. Liceul Sfântul Iosif. Colega ta? Bună seara, mă numesc Daniela și sunt în ProTinerețe de aproape 2 ani, plus într-o altă asociație de voluntariat.
M-am decis să fiu voluntar deoarece vreau să mă implic activ în societatea mea și să dau ceva înapoi și pentru că îmi place să ajut lumea și să mă simt că sunt de folos cuiva sau... Înainte de a intra în miezul problemei și de a afla, de fapt, obiectivele principale ale celor două asociații, scopul lor, o să vă dau start la primul concurs telefonic, așa cum v-am obișnuit și până acum. Avem două concursuri telefonice, unul se va desfășura în prima oră de emisie, iar celălalt în cea de-a doua oră de emisie. Primul concurs telefonic, prima întrebare la care trebuie să răspundeți la numărul de telefon pe care colegii mei tocmai l-au afișat pe ecran, 0757-119070. Prima întrebare, spuneam, este aceea: să ne răspundeți care asociații sunt prezente astăzi în studioul nostru. Avem două asociații, o să le mai pronunțăm numele de-a lungul emisiunii. Vă rugăm să trimiteți un SMS sau să sunați direct pe numărul afișat pe ecran și să ne spuneți numele acestor asociații. Premiile care sunt puse în joc la acest concurs sunt două cine romantice la restaurantul Natania și pe masă la mine de la magazinul Rinart din Ampoi avem trei broșe foarte frumoase, făcute manual, pentru că trebuie să spunem că de câteva vreme încoace lucru manual a reînviat. Așadar, avem două cine romantice restaurant Natania și o broșă de la Rin Art. Nu știu cum să fac să arăt aceste broși și sunt foarte frumoase, sunt lucrate manual. Sper să nu-mi pice lavaliera, cam așa arată. Iar pentru ele pot să sune atât doamnele cât și domnii, pentru că, cu siguranță, fiind mâine Constantin și Elena, fiecare domn are cui să ofere această broșă dacă o va câștiga. Așteptăm telefoanele dumneavoastră până la sfârșitul primei ore de emisii, respectiv până în jurul orei 19, pentru a câștiga una din broșele puse în joc și două cine romantice la restaurant Natania. Cred că cinele vor prinde foarte bine, pentru că mâine sunt Sfinții Constantin și Elena, o sărbătoare mare a creștinilor ortodoxi, o sărbătoare în care cu siguranță fiecare dintre dumneavoastră veți dori să oferiți un cadou sau chiar o dedicație pentru cei dragi. Și noi vom oferi dedicații muzicale în această emisiune, pentru că în săptămâna care tocmai s-a încheiat am avut și un spectacol artistic, în care artiștii au evoluat și ei absolut gratuit, înhămându-se în această muncă de voluntariat. Aș vrea să le spun numele pentru că, să știți, stimați telespectatori, rar se întâmplă ca artiștii noștri să vină în astfel de spectacole, să vină absolut benevol, fără a avea pretenții financiare. Este vorba de doamna Maria Șalaru, care a venit tocmai din Bacău, de doamna Leontina Fărcaș, și bineînțeles dânsa a fost însoțită de Mugurii de Tezaur și de Cătălin Hașa, un coleg de-al tău, Flaviu, de la Facultatea de Teologie, acolo unde și tu ești student în ultimul an. Da, ai văzut spectacolul? Da, din păcate am ajuns mai târziu, fiindcă am participat la teatrul Avarul, o piesă de teatru jucată de copiii de la Colegiul Național Horea Cloșca și Crișan din Alba Iulia. Piesă de Molière foarte interesantă, elevii au pus foarte mult patos și m-au impresionat foarte mult, mă așteptam de la o trupă de liceu să joace ca niște profesioniști. Ai jucat în piesă? Eu nu. Dar cum ai contribuit tu la succesul colegilor tăi de la Colegiul Horea Cloșca și Crișan? Cam înțeles că și ei au avut o piesă de teatru la un moment dat în săptămâna aceasta. Da, e adevărat, dar din păcate nu am fost prezentă la piesa de teatru. Dar bănuiesc că i-ai promovat. Da, în liceu categoric. Se întâmplă uneori să nu fim prezenți chiar lângă cei care ne sunt cei mai apropiați. Prezenți fizic, dar psihic și mental, tot timpul. Dragoș, săptămâna aceasta și voi ați fost parte, componentă a angrenajului, pentru că a fost un adevărat angrenaj al asociațiilor, instituțiilor care sub patronajul Arhiepiscopiei Ortodoxe au desfășurat această săptămână a voluntariatului, care ar trebui până la urmă să se extindă chiar pe întreg parcursul anului.
Da, noi de fapt, județul Alba, spun aici, ne-am raliat la inițiativa colegiului de la Provobis, Centrul Național de Voluntariat, care are inițiativa asta, cred că de 10-12 ani, facem fiecare an SNV-ul, Săptămâna Națională a Voluntariatului, și nu puteam să lipsim noi și județul Alba din toată chestiunea asta, și atunci am decis și noi, la inițiativa colegilor de la Protinerețe, să inițiem în Alba o săptămână de activități pline, activități care s-au derulat în fiecare zi. Deci a fost o săptămână plină de activități. Bineînțeles că și asociația noastră, chiar dacă este o asociație nu mică, foarte mică, în comparație cu colegii de la Protinerețe. Cam câți membri numără asociația voastră? Noi, în momentul de față, membrii asociației sunt exclusiv pacienții de scleroză multiplă, membrii de familie și specialiști, gen asistent social, psiholog. Suntem 107 la număr, dar pe lângă cei 107 care au statut de membru în asociație, mai avem un corp de voluntari, de 34 de voluntari, cu contracte de voluntariat și oamenii care, de fapt, duc greu asociație, pentru că noi, din păcate, nu avem resursă financiară să angajăm oameni la asociație. Deci, toată activitatea este pro bono, de la Consiliul Director, care conduce asociația, și cei 34 de voluntari care asigură inclusiv permanența de luni până vineri în cadrul asociației, de la 12 la 4, se poate găsi cineva la asociație să răspundă la un telefon, să dea niște detalii. Păi dacă ai ajuns la detaliul acesta cu permanența și cu telefonul, hai să spunem și cine poate suna și în ce scop. Da, deci noi suntem o organizație de nișă, dacă pot spune așa. Suntem o organizație exclusiv pentru pacienți diagnosticați cu scleroză multiplă și noi încercăm să aducem, e destul de dificil, pentru că în general, toți pacienții de scleroză multiplă suntem persoane cu dizabilități și, în general, pacienții tineri, e o boală care se diagnostichează între 20 și 40 de ani, refuză să intre în contact cu noi. Deci la telefonul asociației pot suna toți membrii asociației și alți pacienți noi diagnosticați, pentru că marea dramă la noi este în momentul când te diagnostichezi cu această boală, nu prea știi ce trebuie, ca orice boală cronică de altfel, nu prea știi ce trebuie să faci, ce tratamente sunt indicate pentru patologia noastră, și atunci noi venim și ajutăm și le recomandăm anumite centre, anumiți medici specialiști din România specializați pe scleroza multiplă. Ăsta este rolul nostru, ăsta încercăm să fim o comunitate. Și rolul voluntarilor? Rolul voluntarilor, una la mână, că asigură permanența de luni până vineri în cadrul asociației, deci săptămânal, de luni până vineri, de 12 și 4, este cineva acolo, cel puțin o persoană la sediul asociației noastre, care e în curtea spitalului de recuperare, fost un euro, chiar aici foarte aproape, se găsește, cineva trebuie să stea acolo din voluntarii noștri, din cei 34, plus cei care au specializări, gen asistent social, psihologi, pot acorda chiar un gen de consiliere specializată pacienților noștri. Cam asta este rolul voluntarului în cadrul asociației noastre. Eu nu întâmplător v-am invitat astăzi aici. Odată v-am invitat pentru că Alba TV este principalul partener media la Săptămâna Națională a Voluntariatului în județul Alba și v-am invitat la Prieteni de Familie pentru că voi constituiți de fapt în asociațiile voastre o mare familie. Iată, o mare familie a unor oameni mai năpăstuiți de soartă și o mare familie a unor tineri care, într-un mod plăcut, făcând ceva util pentru societate, își petrec timpul liber. Spuneați la început că ați ajuns la Asociația Protinerețe, dar că foarte mult colaborați și cu Speromax, cu Asociația Speromax. Practic, concret, există un moment în care ați fost fericiți pentru că ați venit în această familie mare a voluntarilor din județul Alba? În care ați simțit într-adevăr că sunteți foarte utili și că nu degeaba v-ați pierdut timpul în aceste asociații?
Pentru lucrând cu o echipă de oameni profesioniști precum Dragoș și Flavius, nu putem decât să ne bucurăm că alături de ei putem să ne dezvoltăm și să creștem pe lângă ei. Avem și o satisfacție personală că reușim să ajutăm oamenii nevoiași și oamenii care au nevoie de ajutor. Concret, cum ai ajutat pe cineva aflat la un moment dat în mare nevoie? Prin activitățile care le desfășor la Asociația SMS Peromax, am reușit să consiliez unele persoane care aveau nevoie de un sfat sau o părere sau chiar și un om cu care să discute. Cred, Dragoș, că până la urmă asta este foarte important. Eu vreau să atrag atenția la un aspect care l-a ridicat Cristi, foarte, foarte important pentru toți voluntarii, pentru toți cei care îți dedică timp pentru munca de voluntariat. Dezvoltarea aceasta personală este extrem, extrem de importantă. În contextul noii legi a voluntariatului în România, care sperăm noi până în toamnă să fie gata, pusă pe tapetul Parlamentului. În sfârșit există. Există. La ora actuală trebuie să și din 2007 avem o lege a voluntariatului în România, care, din păcate, ca multe legi, e luată dintr-o legislație străină, dat tradus și pus la noi în România. Nu este cea mai bună lege a voluntariatului, dar există. Practic, nu este adaptată există. La realitățile exact, din România. Dar există. Asta e bine pentru că ei nu muncesc dacă pot spune la negru. Nu, orice organizație care se respectă semnează un contract care e un contract de muncă, numai că e contract de voluntariat pro bono. Și ei semnează unde se spune obligații, exact ca la un contract de muncă, se spune obligații, că ce drepturi au. Iar chestiunea cu noua lege a voluntariatului și ce spunea Cristi este foarte important pentru că, de fapt, voluntariatul, nou context al anului 2012, cred că se transformă mai mult pentru ei, ca tineri, o chestiune de viitor. Terminăm facultate, terminăm liceu, vrem să ne angajăm, pentru că de-aia ne pregătim în viață și ajungem la angajator și ne spune, păi minim 3 sau 5 ani experiență. De unde pe care faci? Nu-i ai. Care nu-i ai. Dar ei, care au un an, doi deja de voluntariat, practic, deja se va recunoaște. Dar nu ai pe se va recunoaște, exact, se va recunoaște, nu? Se va recunoaște. Dacă Asociația SMS Peromax sau Protinerețe vor elibera certificate prin care dovedim că ei au muncit la noi în asociație, au făcut voluntariat, pot primi, se poate recunoaște în noua legea a voluntariatului ca și experiență profesională. Spre exemplu, după 120 de ore, Cristi poate să vină la mine, la Dragoș, și zice, vreau un certificat prin care să arate... În acest moment poate nu, să facă nu, lucrul nu, acesta. Nu, după apariția noi legi, care sperăm să fie anul ăsta, să apară. Și atunci el, ca viitor absolvent de liceu, de facultate, se va duce la un loc de muncă și în momentul când doi candidați pe un loc de muncă, indiferent că vorbim de privat sau de stat, vor avea același număr de puncte în urma evaluării interviu, se va lua în considerare munca de voluntariat. Și atunci Cristi cu siguranță va avea de câștig. Da, noi am mai discutat asta că în CV-uri în străinătate se ține cont de acest lucru, ei își trec chiar cu mândrie lucrul acesta în CV-urile personale. Și să sperăm că într-un viitor apropiat se va întâmpla și la noi, pentru că, iată, sunt tineri minunați care în acest moment fac absolut fără nicio recompensă lucrul acesta, nici măcar acea bucată de hârtie care să-i confere un punctaj în plus. Am avut oportunitatea și plăcerea ca în timpul studenției mele să lucrez cu voluntari Peace Corps, Corpul Păcii, de la voluntari americani, și nu înțelegeam de ce vin ei 2 ani de zile într-o țară din lumea treia, din America. Și după aproape 6 ani de zile de lucru cu ei, mi-au explicat că anumite joburi, anumite servicii în sistemul guvernamental american nu pot să aplici dacă nu ai în CV-ul tău minim 2 ani de zile de muncă de voluntariat. Le conferea un voluntaj, exact. Un avantaj. Și atunci am zis, uite, nu inventăm noi roata acum, trebuie să copiem modelele europene și modelele americane cu recunoașterea acestei munci pro bono. Deci oamenii ăștia vin și muncesc la noi în asociație și nu au pretenții financiare. Și singurul lor avantaj este acesta, că
pe lângă faptul că fac ceva bun societății, deci nu discutăm de chestiunea asta, dar pentru ei, ca indivizi, trebuie să li se recunoască această muncă de voluntariat. Și e un lucru benefic, că și la noi în România începe să se miște legislația în favoarea lor. Pentru că vorbeam că sunt și artiști care fac lucrul acesta în anumite momente. În așteptarea primei melodii cu Maria Șalaru, pe care o dedicăm tuturor celor care se numesc Elena sau Constantin și care mâine își sărbătorez ziua onomastică, în așteptarea acelei melodii vă reamintesc că avem un premiu, de fapt două premii, două cine romantice la restaurant Natania pentru premiul întâi și premiul doi la concursul nostru telefonic și una din broșele aflate aici pe masă, o broșă pe care iarăși mă străduiesc să vă arăt pentru că este foarte frumoasă, este lucrată manual de la magazinul Rin Art din Ampoi. Revine plăcuta sarcină de a anunța și că astăzi bluza mea este asigurată de magazinul Maris din cetate și cerceii și mărgelele de același magazin Rin Art din cartierul Ampoi 3. Așteptăm melodia cu Maria Șalaru, după care vom lua o scurtă pauză, urmând ca după pauză să continuăm discuția privind legislația, privind prezența voluntarilor în viața asociației ei și ce mai lipsește la acea lege, ce ar fi bine să mai existe în acea lege. Maria Șalaru din Bacău. Unde punie Chișorul înflorește Doru, mândruleța moldoveancă, florește unde calcă. Unde punie Chișorul înflorește Doru, moldoveanca-i gospodină, întai diri-diri-diri-diri-da, faci și borșul de găină, rântai diri-diri-da. Și sarmale cu curechi, rântai diri-diri-diri-diri-da, și-ți dă jin de șala vechi, rântai diri-diri-da. Ei, domn batate-o amețât, și-apoi tie l-a iubit, că-i focoasă batojina, moldoveanca gospodina. Hei, hei, dar spun unii mai de hui, că e și para focului, când iubește-o moldoveancă de loc nu-i de șagă. Dar spun unii mai de hui, că e și para focului, când iubește-o moldoveancă de loc nu-i de șagă. Că din nu ești pe măsură, rântai diri-diri-diri-diri-da, te toacă la cap din gură, rântai diri-diri-da. Și nu te mai las în pașe, rântai diri-diri-diri-diri-da, nici gurița nu-i mai tașe, rântai diri-diri-da. Ui, că nici popa nu te iartă, te e super, eu moldoveancă, măi, că-i focoasă batojina, moldoveancă, gospodina. Veșelica, ale veșelie, spun un moldoven de eu, un om bun de la Hârlău, că-ți duci moldoveșelica, ale veșelie. Zici și ghine așa-i mai bere, rântai diri-diri-diri-diri-da, de te pui ghine cu ele, rântai diri-diri-da. De te pui cu ele rău, rântai diri-diri-diri-diri-da, te ferească Dumnezeu, rântai diri-diri-da. Ui, că nici popa nu te iartă, de e super rău moldoveancă, mă. Să bată jina moldoveancă gospodina, ia că ia că așa, măi.